nouă, mai ales la noi în piața românească, deși multe companii au abordat anumite tactici de inbound marketing. Asta înseamnă, au folosit social media, folosesc optimizări pentru motoarele de căutare, încearcă să dezvolte o strategie de conținut, dar nu există exact o metodologie pe care să o urmeze. Deci, practic, se folosește la nivel de tactici destul de disparat, nu există niște obiective clare și nu cred că există un know-how pentru a implementa cu adevărat ce înseamnă filozofia de inbound marketing. Practic, inbound marketing aduce foarte mare valoare în tot ce înseamnă zona B2B. Deci când vorbim despre business to business sau când vorbim despre companii care au un produs sau un serviciu cu un ciclu de achiziție destul de greoi, îndelungat, când vorbim despre companii care au nevoie de consultanți sau reprezentanți de vânzări pentru a educa utilizatorul și pentru a-l aduce către momentul achiziției. Deci tot ce înseamnă vânzări consultative, în momentul în care vorbim despre vânzări consultative, atunci se potrivește foarte bine, tocmai pentru că sunt patru faze importante. Deci, în prima fază atragem vizitatorii, în a doua convertim în lead-uri, în a treia împingem acele lead-uri, le calificăm și le aducem cât mai aproape către momentul achiziției prin lead nurturing. Și bineînțeles, a patra, trebuie să transformăm și clienții în clienți fericiți sau în ambasadori de brand. Mă bucur foarte mult că cred că, și dacă nu mă înșel, este singura și prima inițiativă de acest gen pentru a face un eveniment totuși dedicat în marketingului. Este un subiect nou, este de interes, dar este foarte nișat și de asta mă bucur foarte mult că există interes atât din partea voastră, pentru că ați organizat această conferință, cât și din partea celor care au venit și sunt interesați de alte căi de a-și dezvolta business-ul. Tocmai pentru că probabil undeva anumite lucruri nu mai merg la fel de bine și atunci caută noi metode de a se dezvolta.